Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am auzit la știri că tocmai a fost anulat un contract pentru un șepasaj de autostradă, în porțiune de autostradă. După 2 ani au reziliat contractul, treia să fie gata după 2 ani. Deci termenul era de termenul de lucru era 24 de luni. Uh-huh. Nici nu a început, nici nu s-a deschis șantierul, deci nici nu au început lucrările. E inutil, de ce dăm termene? De ce se mai comunică termene? Să nu se mai comunice niciun termen. Sau măcar comunică un termen foarte larg. Asta e filozofia. Sau să fie ca la, știi, dacă ești 6 ani și ești gata în 2 și te aplaudă lume. Da. Dacă ești tare, nu, dacă ești tare în relația cu zugraful, cu constructorul, cu instalatorul, cu și îi spui: "Băi, frate, eu îți dau banii ție când termin treaba." Când ai terminat treaba, atunci îți dau banii. Și atunci să vezi cum se respectă termenul. Da, absolut. Până atunci, nu. Însă dacă dai avans, fuge. Negocierea e dură. Da. N-ajungi niciodată în situația asta. Sau, mă rog, foarte rar și foarte greu. Uh-huh. Asta, el te terorizează pe durata lucrării. Șeful, dă și mie un avans pentru materiale, pentru șeful, n-am bani, dă și mie că să plătesc pe oameni, să, știi? Și am unde ce să am pe cineva în spital. Ai greșit. Ei, da, banii, s-a terminat, a fugit cu banii sau nu mai lucrează sau e nasol din punctul ăsta de vedere, deși eu am remarcat că au început să se mai schimbe un pic lucrurile și că au început să mai vină meseriași români care au stat mulți ani afară. Da, păi se câștigă bine acum și la noi, mai ales în construcții, că te vorbim. Anul trecut am avut o zugrăveală de făcut, s-a întins din alte motive, am vorbit la vremea respectivă despre asta, dar ce vreau să zic acum este așa, că băiatul care s-a ocupat venise din Italia, deci se întorsese acasă din Italia după ce lucrase acolo vreo 15-20 de ani. Adică era cu, no, și aici facem ceva frumos, da? Zugravim cu, și punem, cum o să zice, probăm ceva. Vorbea jumătate italienește. Și l-am întrebat, mă, de ce te-ai întors? Și a zis, băi, se câștigă mai bine acum în România decât în Italia. Nu peste tot. În București, zice, se câștigă bine. În Cluj se câștigă bine. El era moldovean și în Moldova nu. În Moldova nu. Mă duc, că mă duc degeaba, că nu fac bani acolo. Dar în București sunt o grămadă de... Nu pare probabil că se gândea fraier ca tine, care dau o grămadă de bani ca să îi zugrăvescă casa. Și băieții cu care el venise și care la un moment dat au fugit, și ăia veniseră la fel din străinătate, deci se întorseseră. Și acum am făcut o conexiune, m-am gândit că când am mai fost în ultimele luni sau, să zicem, în ultimul an, am mai fugit câte un weekend pe undeva printr-un oraș european pentru câte un city break, nu am mai întâlnit români aproape deloc. De unde până atunci era plin în cârcium de ei, sau te mai întâlneai cu ei, mai vorbeai pe stradă, îi vedeai că sunt români, nu doar turiști. Dar acum nu am mai văzut, nu am mai întâlnit români nici în Roma. Serios, n-am, poate că nu... Și Roma era plină, da, de români, adică plină erau... Nici în Paris, nici în Bolonia, unde Dumnezeu lui a mai fost. Și întrebarea mea este, ați observat cumva, prieteni, dacă au început să se mai întoarcă românii acasă? Se întorc românii din Europa sau ni se pare? Adică știți pe cineva care s-a întors? Sau dimpotrivă știți pe cineva care tocmai pleacă la muncă în Europa, așa cum se pleca în urmă cu 10 ani? Bă, nu mai putem. 0372069599. Deci știți pe cineva care s-a întors din Europa înapoi în România? Că poate că facem treabă mai bună aici, se poate câștiga mai mulți bani aici? Sau poate, cine știe, chiar vreunul dintre voi, cei care ne ascultați, v-ați întors acasă pentru că, nu știu, n-ați mai suportat sau nu mai e treaba acolo, sau nu se mai câștigă bine, sau e mai greu cu jobul. Cred că sau și că pandemia se câștigă mai bine acum, sau da. A avut un rol și probabil i-a împins pe mulți să se întoarcă acasă în perioada asta și au și rămas, dar să vedem ce vom afla de la ascultători. 0372069599, să vorbim despre românii noștri care... Nu știu, mie mi se pare că au început să mai întoarcă, poate mă înșel, poate că exact pe dos. Asta, știți că am mai scos o piesă, pentru că avem foarte multe telefoane și mesaje pornind de la întrebarea noastră, dacă vi se pare că au început cumva să se întoarcă românii din Europa sau, cine știe, ni se pare nouă și dimpotrivă continuă fenomenul de migrație. Domnul Luca continuă să asculte mesaje. Hai, mă, Luca, să dăm drumul. Hai, Cami, dă play la primul mesaj, după aia luăm telefoane, dacă l-ai. Vă salut, bună dimineața. Uite, chiar cunosc doi meseriași cu care lucrez momentan la casă și unul a lucrat vreo 13 ani prin Italia, vreo 2 ani prin Germania. Și să știți că este o schimbare de atitudine în ceea ce privește profesionalism, seriozitate, decență. Și celălalt este electrician și la fel a stat vreo 13 ani prin Anglia și se cunoaște imediat de cum te salută și de cum se poartă și foarte punctual și serios. Deci tot respectul. Ok. Bun.
Eu m-am întors în țară acum 6 ani, din Italia, din Roma mai exact. Cât despre românii din Roma, de obicei în oraș se văd proporția 90% turiștii români. Românii care muncesc în Roma nu muncesc în oraș, de obicei pe lângă oraș, în suburbii. Cu siguranță nu ați fost în locurile potrivite. De exemplu, zona Casino, Netuno, Ciampino sau o altă zonă, Iana, Nina. Acolo sunt foarte mult români în perioada asta. Bun, ok, nu neg asta. Eu doar spun, adică nu neg, omul știe în mod evident mai bine ca mine, dar Roma e destinație foarte populară de weekend, că se ajunge repede, uh-huh. Costă mult să ajunge acolo. Până în urmă cu 1, 2, 3 ani, să zic, înainte de aproape pandemie, în orice cârciumă intrai să mănânci ceva, găseai cel puțin un chelner român. Făceai glumă, nu știu ce, stăteam de vorbă cu ei. Uh-huh. Mai ales dacă ești genul care vorbește cu oamenii. Hai să luăm telefoane. Marius, nu? Pe linia 1? Marius? Da, bună dimineața. Salut. Bună dimineața, te rog. Bună dimineața. Bună dimineața. Eu chiar m-am întors de 8 zile, am 8 zile de când m-am întors, din Bruxelles, după 22 de ani. După 22 de ani. Exact, am 44 de ani, sunt născut în 78. Mulțumesc. Am plecat așa cum era în timpurile când se pleca pe vremea mea. Da. Plecam de foame. Noi am plecat de foame, sunt de la Piatra Neamț. Nu aveam posibilități, nu aveam... În fine, revin la ce discutăm acum. Da. Am foarte mulți prieteni care același lucru vor să întoarcă acasă. Uh-huh. E mai greu de cei care au copii mari integrați la școli, uh-huh. Copii mari, mă refer, 7, 8 ani, 9, 10 ani, care este foarte greu să gândesc serios. Uh-huh. Marius. Eu am doi copii mici care aș vrea să sunt la perioada când trebuie să intre la grădiniță în septembrie și am decis cu soția mea să-i aducem acasă. Ok, Marius, întrebarea este, te-ai întors pentru copii sau te-ai întors pentru că acum crezi că poți să câștigi și România? Unde te-ai întors? Tot în Neamț? Toate. Am analizat foarte bine. Timp de un an m-am gândit cu soția să ne întoarcem. Ne-am gândit foarte serios, fiindcă eu am mai avut o tentativă acum vreo 10 ani unde practic n-am reușit și după 2 ani de zile în care m-am chinuit să mă integrez, să reintegrez în România, n-am reușit. M-am întors înapoi la Bruxelles. Dar acum vreau să vă spun că chiar astăzi finalizez o sală de baie. Deci am venit, am început direct munca, mi-am adus o parte din utilaje sculi, mă ocup cu renovări băi. Uh-huh. Asta am făcut timp de 20 de ani, mai bine de 20 de ani. Și văd că... Și bănuțul, ești mulțumit? Sunt foarte mulțumit. Nu e aceea sumă ca la Bruxelles. Dar nici același cheltuieli. Nici același cheltuieli, exact. Deci viața este, nu știu, parcă simt mai multă libertate. Mulțumesc foarte mult, Marius. Să țin pumnii și mă bucur că ai luat decizia asta și să-ți trăiască copiii. Florin, bună dimineața, Florin. Te ascultăm. Neața, Florine. Neața. Florin, dacă ne auzi. Da. Da, ne salut, Florin. Te rog. Salut. Care e experiența ta? Deci, experiența mea, am stat 25 de ani în Irlanda. Da. O viață foarte bună în Irlanda, un câștig foarte, foarte mare, destul de mare, dar cred că unul dintre cele mai mari din Europa și poate chiar și din lume, ca și român, ca și om harnic. Ce-ai lucrat? Poți te întreb, Florin, ce lucrai? Am lucrat 20 de ani, exact ca și anterior un vorbitor, numai în faianță am lucrat. Am înțeles. Și m-am întors acasă cu economiile și am investit în imobiliare și acum pot să spun că câștig mai mult decât am câștigat afară. Puh, ce tare! Deși am câștigat foarte mult afară, lunar câștigul era undeva peste 5.000 de euro. Aha. Și acum pot să spun că câștig banii aia și în România. Extraordinar! Dar ce înseamnă am investit în imobiliare? Ce anume faci? Adică am cumpărat, cumpăr de pe, și de pe proiect și gata construit. Aha. Numai apartamente noi și le renovez, le remodelez perfect. Și le revinzi. Le dau mai departe. Da. Foarte tare. Bravo, foarte Florin, mulțumesc idea. Foarte mult. Uite, mai avem și mesaje. Dorin ne confirmă și el că este un fenomen cu întoarcerile și nu este legat de COVID. Eu m-am întors anul trecut din Austria cu toată familia, cu doi copii.
La fel, verișorii mei s-au întors tot cu toată familia, cu doi copii după 20 de ani în Italia. Sunt însă și cazuri de oameni care se întorc și nu reușesc să se readapteze. Uite, am primit un mesaj audio pe această temă. Bună dimineața, băieți! Mă numesc Alin, sunt din Moldova, de 9 ani de zile sunt plecat din țară, sunt în Germania. Acum, anul ăsta, în ianuarie, la sfârșitul lui ianuarie, am încercat să revin în țară. Am stat 7 săptămâni, după 7 săptămâni, mi-am luat familia și am venit înapoi. Nu știu, băieți, sunt foarte mulți români aici în Germania care se întorc. Eu, sincer să fiu, parcă nu mă mai văd în acasă, mamă, cât ce... de curând. O zi frumoasă și multă sănătate. Îți ținem pumnii și suntem alături de tine, mamă, ce tragedii sunt aici. Când te desprinzi, te dezrădăcinezi, e foarte greu după aceea. Da. Maria, pe linia 3. Maria, bună dimineața! Bună, Maria! Alo! Da, te ascultăm. Bună dimineața! Da, te rog, bună! Da, am un coleg care... coleg nou, de vreo 3 săptămâni a venit. Uh-huh. S-a întors din Germania cu familia, are un băiețel, el are 23 de ani. Uh-huh. Și a plecat, am înțeles, din țară la 14 ani cu părinții lui. Uh-huh. Ok. Și are experiență... Noi ne-am mirat. Că... Are experiență de lucru? Da. Ce lucrează? Păi, lucrează acum, noi lucrăm cu tablă. Uh-huh. Da, a lucrat și acolo, tot în domeniul ăsta. Și cum explică el? De ce? Practic, mă rog. Că nu să... putut adapta. E altă lume, el e, fire mai... Mulțumim, Maria. Aș vrea să mai luăm măcar un telefon. Alexandru, da. Mai avem câteva secunde. Te rog să dai mai încet radio și să ne spui pe scurt care este experiența ta. Bună dimineața! Salut! Vreau să zic că și eu eram prin Belgia foarte mult timp. Uh-huh. Și te-ai întors? Ok, și acolo câștigam destul de bine, doar că m-am întors din anumite motive. Uh-huh. Bun, te încurcă radio. Mulțumim foarte mult. În general, când intrați în direct cu noi, rugămintea este să închideți radio, pentru că avem o întârziere și asta vă încurcă. Deci, bun, nu știu dacă este un fenomen generalizat sau nu. M-aș bucura ca oamenii care au învățat să lucreze serios afară și au căpătat noi calificări să se întoarcă și să ajute și la creșterea țării. Până la urmă e o decizie personală, cine nu poate să se întoarcă, ok, respectăm și asta, dar chiar m-aș bucura să se întoarcă din ce în ce mai mulți români acasă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.